De câteva zile încoace, fiecare dintre noi suntem foarte cuprinși de acel sentiment ca un fel de bătaie inimii mai accentuată. În seara asta sunt copiii care ne obligă să fim foarte atenți și pentru că suntem exact în miezul acestui eveniment, adică nașterea Mântuitorului, Mie mi îmi place să vă salut într-un mod specific, Cristos a înviat. Copiii m-au auzit cumva? La școală pun un timer și pe durata unui minut n-are voie să-și miște decât ochii în cap orice elev. Facem testul? Nu riscăm. Dar repet, salutul, Cristos a înviat. Uite că sunt aici. Un pic mai întârziu, dar... Și ultima dată, ca să zicem deodată, Hristos a înviat. Amin, slăvit să fie numele Lui. L-au așezat într-o iesle, l-au înfășat în scutece, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Când fratele pastor Vasile Bojor vorbea despre Ucraina și fâșia Gaza, mi-am dat seama că ceva asemănător au trăit cei doi. Spațiul ebraic, noaptea, spune Iacov, în Vechiul Testament, era foarte frig, înghețai de frig. Nu aveau niciun sistem de iluminat, nu aveau o curent electric, nu aveau lanterne, telefoane, Nu știau unde o să doarmă, și nu știau nimic despre ce o să se întâmple în următoarele 50 de minute. Când la orizont s-a văzut o casă, unii spun că ar fi fost hanul săracilor. Posibil, nu știm sigur. Biblia numește sau numește locația aceasta Casa de Poposire unde îți dădeai seama că nu reușești să ajungi la destinație și poposeai, rămâneai puțin, cel mai probabil, peste noapte, ca nu cumva vreun sistem, vreun pericol, vreun animal sălbatic să te atace pe drum. Era ceva neprogramat. În casa de poposire, nici în hanul săracilor, nu era loc pentru ei. Mesajul pe care l-am primit se intitulează Când pământul n-are loc pentru el. Pământul avea loc pentru oricine. Era un sistem de recensământ în care la Registrul de Resurse Umane, în locația de atunci cum era primăria și organizarea din vremea aceea, fiecare om era obligat să se ridice din locația unde se afla atunci și să meargă în locul natal. De ce? Pentru că trebuia să scrie numele numele tatălui, nu era ca acum nume prenume, în spațiul ebraic seminția conta foarte mult, din ce seminție faci parte, în funcție de asta aveai certificat de carte funciară, aveai putere asupra unui teren dacă făceai parte dintr-o seminție anume, motiv pentru care toate aceste seminții s-au păstrat cu sfințenie, genealogii din Matei și din Luca, nu sunt întâmplătoare. au putere de proprietate, în funcție de asta erai bogat sau sărac. Dacă făceai parte din seminția cu sau cealaltă. Și uitați-vă că Biblia spune: Fiecare trebuia să se întoarcă la locația unde s-a născut, la locul de naștere și să se înscrie, să demonstreze că este din seminția cu că tata e așa numit, că bunicul e așa numit, că protopărintele cu tare e așa numit. Până la seminția ajungea Iuda, Beniamin și așa mai departe. Și la un moment dat, când totul era programat, când toți erau extrem de programat și foarte fix. Pentru Isus? Pentru Isus? Nu există niciun loc. Însă vreau să observăm în această seară că atunci când Pământul nu are loc pentru Hristos, cerul, în primul rând, cerul produce împlinirea. Există 333 de profeții mesianice care vorbeau un detaliu despre Isus Hristos. Dacă erai un om care respecta scriptura, aveai toate șansele să-i descrii imaginea Mântuitorului, să-i descrii locația unde se va naște, să-i descrii traseul pe unde va merge, să-i descrii ce darul va primi, cum spune cartea Eremia 31. Acolo se spunea foarte clar, vor veni de depărtare, din Seba și vor aduce aur, tămâie și smirnă împăratului regelui, regelului Israel. Exista o configurație clară dacă ai fi stat să te uiți cu ochii pe profețiile mesianice. Prima profeție mesianică numită Protoevanghelia, Genesa 3 cu 15, spune așa, aceasta, adică sămânța femeii, ține minte șarpe, exponent al diavolului, îți va zdrobi capul. Va exista un conflict continuu între tine, șarpe, care îl reprezinți pe satana și sămânța femeii. Nu sămânța bărbatului, nu o întâlnire dintre cele două, ci sămânța femeii, adică fecioara, va rămâne însărcinată și va naște un fiu. De la profeția aceasta, numită protoevanghelie în lumea teologică, există profeție după profeție. Profeție după profeție, în care ni se spune foarte clar, Mesia va fi fiul lui Avram, de exemplu. De ce? Avram e numit tatăl credincioșilor, așa că Hristosul trebuia să fie fiul lui Avram. Apoi va fi foarte clar, fiul lui David. De ce? David era exponentul regalității a împărăției. Profețiile acestea erau așezate foarte bine. Uitați-vă când pe munte urcă un băiețan, cu cine seamănă de aici? Vreau să-l văd. Care dintre băieți seamănă cu Isaac? tu? Cam da. Da, unul dintre băieți, oricum ar fi, urcă pe munte cu Avram și dintr-o dată zice, Tati, avem cu noi lemnele, avem cu noi cuțitul, avem foc. Am o problemă. Am o problemă. Lipsește mielul. Ce să-i zică tata băiatului său? Tu ești mielul? Care dintre dumneavoastră să avea curajul dacă ați fi în această seară expuși de Dumnezeu în maniera asta, să vă luați băiatul, să mergeți pe munte, nu contează că e fric sau nu, merg cale de trei zile, în spatele lui Isa, care e un preadolescent, există greutatea lemnelor și să ai curajul să-i spui băiatului tău, vei fi mielul meu. Tu vei fi sacrificat. Iacve, Dumnezeul meu mi-a zis, să mă trezesc dintr-o dată, să pun șaua pe măgar și să alerg. Am luat sclav cu mine, dar nu pot să expun la imaginea asta care e extrem de cinică. Așa că îi las pe toți la poalele muntelui și mă duc doar cu băiatul meu. În acel moment, Avram se uită spre Dumnezeu. Și Avram transmit o profeție inductivă care spune așa, pentru mielul pentru arderea de tot. Dumnezeu. Dumnezeu. Va purta de grijă. Pentru că vreau să spun ceva în seara aceasta. Când pământul e pe muți, când lumea asta e prinsă de marketing, când lumea asta e o lume a consumismului, când avem în lumea asta doar lucruri de decor, vreau să spun ceva în seara aceasta. Cerul nu-i la fel. Cerul Produce împlinirea. Profeție după profeție este așezată în spațiul ebraic. și ochii lui Dumnezeu, cei șapte ochi ai lui Dumnezeu despre care strigă cartea Apocalipsa. Se uită în detaliu pe toate, pe toate coordonatele Pământului, pe întreg mondul și caută oameni, caută oameni disponibili, caută oameni care să fie nu impresionați de slujbe, nu impresionați de ritualuri religioase, ci oameni care să trăiască cu Dumnezeu. Oameni care să trăiască pentru Dumnezeu. Oameni care să strige întotdeauna la, legat de planul lui Dumnezeu. Amin, 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 Doamne! Să nu credeți că eu a fost ușor lui Iosif? Să nu aveți impresia că fetea acestea i-a fost simplu? Planul lui Dumnezeu s-a derulat cu precizie. Dumnezeu căuta un bărbat care să fie disponibil. Un bărbat care să se expună, cum se spunea de dimineață. Un bărbat care să riște. Un bărbat care să piardă. Un bărbat care să meargă pe drum fără să aibă condițiile necesare. Un bărbat care să fie coordonat de Dumnezeu într-un mod supranatural, fără avis prealabil. Dintr-o dată, în timp ce doarme, Iosif primește un vis de la Dumnezeu. Îi se arată un înger. Și atât de mult îi crede acest Iosif pe Dumnezeu, încât își face bagajele și pleacă. Știți unde pleacă? Trece granița. Unde mă trimis, Doamne? Vreau să știu care e hotelul în care voi dormi noaptea următoare. Dumnezeu nu-i dă niciun detaliu. Dumnezeu se uită cu ochii pe fiecare dintre cei prezenți și zice foarte clar, aștept oameni care să se consume pentru mine. Aștept oameni care să fie elemente speciale în acest puzzle al Universului. Vreau neapărat să-l trimite unicul meu fiu, dar pentru asta e nevoie de un Iosif, e o nevoie de o Marie, e o nevoie de un bărbat, e nevoie de o tânără care să se expună pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știați că în această seară Dumnezeu mai caută un Iosif? Știați că în seara aceasta Dumnezeu mai caută o Marie? Știați că e seara în care Duhul Dumnezeu cercetează planeta și vrea să producă împlinirea? Ascultați ce spune Biblia. Când s-a împlinit vremea, versetul șase, când trebuia să nască Maria, atunci s-a născut. Există o împlinire a lui Dumnezeu. Îmi doresc la fiecare întâlnire de la Betania să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc în această seară, pentru că văd fețe care nu le-am mai văzut niciodată în Betania și nu sunt întâlnite încă cu Isus Hristos, mă rog să se împlinească promisiunea care a zis-o Domnul, că va aduce de nicăieri oameni în locația aceasta și va mântui. Împlinească-se planul lui Dumnezeu. Derulează se planul Domnului, împlinirea profețiilor, cu lux de amănunte, cu lux de amănunte. Oare ce profeție trebuie să se împlinească în seara asta cu Dumnezeu? Oare în ce domeniu Dumnezeu trebuie să lucreze în casa ta? Oare care e spațiul ăla pe care trebuie să-i ofer lui Dumnezeu? Pentru că dacă Pământul îi pe muț, dacă Pământul nu are loc, dacă lumea asta în care noi trăim perisabilă, dar tangibilă în același timp, N-are timp și loc pentru Dumnezeu. Dumnezeu mișcă planetele, mișcă stelele. Dumnezeu coordonează Universul. Cine crede că Dumnezeu este coordonatorul întregului Univers? Să zice o mână sus. Copii, credeți? Cine crede? Mâna sus, cine crede că Dumnezeu controlează această istorie? Aleluia lui Dumnezeu! Dumnezeu controlează istoria vieții tale. Este momente în care ți se spune nu. Nu-i loc pentru tine. Nu poți tu, nu reușești tu, tu nu meriți, tu nu ai nicio șansă în domeniul cu tare. Am să spun ceva, când pământul zice nu, asigură-te și întreabă de ce zice cerul. Mă rog ca cerul să zică în seara aceasta da. Să zică Dumnezeu da în dreptul familiei tale. Poate ai o problemă pentru care te rogi, o boală incurabilă. Poate ai o situație nefavorabilă legată de care nimeni nu ți poate da nicio soluție. Mă rog ca cerul să zică da. Mă rog ca cerul să zică da. Vă mă rog ca Domnul să scrie vindecare în dreptul cauzei tale. Pământul poate să-ți arunce uși trântite în nas care să te lovească tare și să te afecteze pe interior. E important ce zice cerul. Când pământul nu are loc, cerul produce împlinirea. În al doilea rând, când pământul nu are loc, cerul proclamă închinarea. Cuvântul Domnului spune, când a fost așezat în Iesle, chiar atunci după ce s-a născut, n-a venit nicio rudenie de-a lui Iosif. N-a venit nici măcar Elisabeta, rudenia veișoara Mariei. O naștere foarte interesantă. Să se întoarcă o mamă de la maternitate și să nu fie nimeni care să o caute. Să vină cu un copilaj și nici măcar să n-aibă un loc călduros unde să-l așeze. Interesant, nu-i așa? În loc să fie bucurie, în loc să vină neamurile, ca și în cazul Elisabetei, dar în aceeași carte Luca, pe aceeași deschidere de Biblie, Biblia spune, vecinii și rudeniile ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8 au venit, se taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său, dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan, ei, toți din team, toți prezenți. Prezenți când se naște, prezenți când i-a dus la închinare Ioan Botezătorul, dar Iisus nu-i nimeni. Trăim într-o Românie creștină, dar am citit o știere care m-a marcat. Undeva în România, nu vă spun orașul intenționat, o mamă a născut tripleți. Știți că eu o abandonat în Tomberon? Asta săptămâna asta s-a întâmplat. Niște asistente maternale i-au înfiat. Și cam repete istoria. Și noi suntem într-o Românie creștină, nu? Noi suntem într-o țară în care zicem, da, Hristos a născut! Noi răspunem, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Noi avem vorbe mari despre Dumnezeu. Noi zicem că de la Adrei, cenicul sfânt, noi suntem toți în și că suntem buni din care afară de buni. Știți cât de buni suntem? Atât cât trăim Scriptura. Mă rog lui Dumnezeu să ne atingă Duhul Domnului. Mă rog ca prezența lui Dumnezeu să se arate peste fiecare dintre noi. Mă rog ca vocile noastre să nu fie doar atunci când vorbim despre Dumnezeu frumos, ci atunci când trăim frumos cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Că și Iro cel mare a vorbit frumos despre Hristos. A zis, duceți-vă, cercetați mai în detaliu despre prun, pentru că și eu vreau să vin să mă închin lui. Serios. Frumoasă închinare. Cu sabia scoasă din teacă. Frumoasă închinare. Când tu decretezi ca toți pruncii din Betleem și din prejurile Betleemului să fie uciși de la doi ani în jos. Frumos. Foarte interesant din partea ta. Când nimeni nu vine de pe pământ, vine cineva din cer. Sunt oameni care au mărturisit și au zis: Nimeni nu mai venea la mine acasă. Nimeni nu mă mai căuta. Nu m-a vizitat nimeni de o lună. M-am pus în genunchi și am zis: Dumnezeule, dacă tu mă mai iubești, că niciun om nu mă mai prețuiește, dăm în semn. Și au fost oameni care au spus, am simțit la nivel de umei, că cineva m-a bătut pe umăr, spiritual vorbind, și mi-a zis, sunt cu tine. Există un vers de poezie care zice, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Când nu mai ai soluție în jurul tău. Și mai ales în vreme de sărbătoare când pe toți îi vezi bucuroși, toți îmbrăcați frumoși, toți în regulă, toate lucrurile merg la toți oamenii aparent bine. Așa pare cum e, Dumnezeu știe. Când din partea pământului nu vine nimeni. La Maria și la Iosif n-a venit nimeni. Dumnezeu zice când nu vine nimeni de pe pământ, nicio problemă, pun în mișcare îngerii. Aleluia lui Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! Biblia spune, în ținutul acela erau niște ciobani, niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straj, ăsta era jobul lor noaptea în prejurul turmei lor. Și iată, versetul 9, Luca 2, și iată că un înger al lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea lor. Și ascultați ce zice mai departe Biblia, și slava Domnului, nu slava lui Iosif, slava Domnului, nu slava Mariei, slava Domnului, nu slava ciobanilor, slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Slăvit să fie Domnul! De unde a venit îngerii aceștia? Din cer de la Dumnezeu. Când pământul nu are loc pentru Isus, nicio problemă. Are Dumnezeu serafimi. Are Dumnezeu Arhangeli. Are Dumnezeu îngeri în dotare. Are Dumnezeu sisteme prin care să vină în casa ta să-ți aducă eliberare. Și ce fac aceștia? Nu-ți aduc ajutoare în primul rând. În primul rând proclamă închinarea. Amin. De sărbători trebuie să fim mai marcați de închinare. În vremea asta în care avem atâtea motive, avem Biblie, avem căldură, avem confort, niciunul dintre noi nu dormim în stradă noaptea asta, avem toate condițiile, nu mai are Dumnezeu ce să ne ofere. Prea mult ne-a dat Dumnezeu. Cine recunoaște în seara asta că în 2023 Dumnezeu a dat mai mult decât a meritat? Mâna sus! Aleluia lui Dumnezeu! A fost Dumnezeu cu casa ta, cu familia ta. Văd aici persoane în dreptul cărora a intrat Dumnezeu în casa lor și a scris în dreptul familiilor lor mântuire. A eliberat frați, surori, prieteni, a adus salvare. Și strigăm la Betania în seara aceasta, mulțumim Hristoase, mulțumim Fiului Dumnezeu, că în generația noastră cobor din cer să proclam închinarea. Ne iubești! Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Ascultați ce spune Biblia, o lumină a strălucit slava Domnului în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul a zis, nu vă temeți, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Proiectează-te versetul 11, pentru că trebuie să rostim cu toții cu voce tare, fiți foarte atenți. Dar versetul 11 este pentru fiecare dintre oricum cei mai mulți să știți la școala dominicală copiii, da? Foarte atenți cu mine, 3, 2 și astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Încă o dată, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor este Hristos, Domnul, felicitări. Dacă ați fi elevii mei, v-aș fi dat pe toți FB. Care se mai sus, 5, de la 5 în sus, 10. Astăzi. Și deodată împreună cu Îngerul, spune Biblia, s-a unit o mulțime de oaste cerească. Vedeți ce face cerul? Când pământul e dezinteresat, când lumea asta perisabilă n-are timp pentru Dumnezeu, ce nu face diferența? Oastea cerească transmite un mesaj. Curmea mă că -și nu vorbesc despre Crăciun. Cum de n-apare aici în vorba lor nimic despre Crăciun? Nu v-ați întrebat. Ce scrie aici? Slavă lui? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și? Pace pe pământ între oamenii? Aleluia! Felicitări! Slavă lui Dumnezeu! Știți de ce? Când pământul nu are timp pentru Dumnezeu, când pământul nu are loc pentru Hristos, se unește cerul, strălucește o lumină. Pentru că cerul proclamă închinarea. Când pământul nu are loc pentru Isus, în al treilea rând cu care încheie. cerul programează întâlnirea ta cu Isus. Vom pleca și în seara asta acasă. Vei rămânea cu niște filmări și cu niște poze despre niște copii speciali. Copiii care în următoarele momente nu vorbesc sunt la fel de special ca ceilalți, dar arată interes. Uite că se poate. Când pământul n are loc pentru Isus, cerul programează întâlnirea ta cu Isus. De dimineață se spunea că o stea a apărut la orizont. Și steaua asta s-a mișcat pe o direcție clară. Steaua aceasta avea un traseu special, nu putea să meargă oriunde. Ea era obligată de cer, de Dumnezeu, să meargă pe un traseu în așa maniere încât să-l găsească pe Isus. Magii au luat concediu fără salar, au parcurs mii de kilometri, unii spun că peste 1500, alții sunt de alte păreri că peste 3000, nu contează cât, minimum 1000. Și un singur interes au avut. Mergem. Să ne întâlnim cu Isus. Dar chiar nu sunteți curioși cum arată Templul de la Ierusalim? Chiar nu vă interesează cum de ipolit cu aur pe exterior? Nu vreți să vedeți zidurile, sistemul? Nu vă interesează câte sute de mii de euro s-au consumat pentru asta? Actualmente, actualizând? Chiar nu vă pasă cât sânge curge prin zgaburile din Templu? Chiar nu sunteți curioși că preoții stau cu miei și jerfesc și ei nu sunt actualizați că de doi ani există un miel, miel cu mâna mare, mielul lui Dumnezeu, în seara asta strig din toată inima, glorificat să fie în numele Lui. glorifică să fie în numele Lui. Niciun miel în timpul nu mai trebuia să fie jertfit. De ce? Urma să fie jertfit mielul lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatul lumii. El îl liberează, îl el vindecă, el restaurează. Noi, mântuiții Domnului, suntem aici să strigăm din toată inima, glorie lui Isus. Glorie lui Isus. Cine e de acord să fie lăudat Domnul să zică amin, slăvit să fie Domnul, înălțat să fie în numele Lui preoții nu mai trebuia să facă slujbă. Toate ritualurile trebuie să fie puse pe mut. Irod cel mare e prins în ideile lui de concurență, de tot felul de stări, de răutate, de ranchiună, se tulbură. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. La palat bate cineva. Cine sunteți voi? Noi suntem magii de la răsărit. Câți magi erau? Niște magi, cel puțin doi. Că fi fost trei, patru, cinci, nu contează. Că a trei, dar nu înseamnă că au fost numai trei, da? Să lăsați tradiția de o parte. singura carte care merită să fie crezută e Biblia. Amin. Restul, cam pe foc trepuse și cine respectă cartea asta ajunge în rai. Amin. Tradiții, forme, idei, nu avem de-a face cu ele pentru că nu mântuiesc. Și ce-au făcut oamenii aceștia, magii? Spune Biblia, după ce au plecat de la împăratul Matei, capitolul 2, versetul 11. Au intrat în casă, se pare că cineva și-a făcut loc pentru Isus nu mai era Iesle. Cineva și-a făcut loc pentru Isus. A uitat în casă, au văzut? Maria era foarte transpirată, Iosif era foarte stresat, da? Nu, nu, nu. A văzut pruncul, apoi pe Maria, mama lui, s-a aruncat cu fața la pământ. și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri. Aur, tămâie și smirna. Cine a programat întâlnirea asta? Știți cine? Cerul. Haidem să mergem și să vedem dacă ceea ce s-a spus strigă păstorii ciobanii din Betlehem este așa cum mi a făcut cunoscut Domnul. Versetul 16 spune, s-au dus în grabă. Au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul curcat în iesle. Ascultați când se întâmplă minunea, versetul 17. După ce l-au văzut. Cum vă întoarceți voi acasă? Păi luăm dimensiunile paielor și așa vrem să le ducem cu noi. Sfințim paiele, prieteni. Luăm iesle, o ducem cu noi, o mutăm, o purtăm. O luăm în chip pe Maria și o turnăm în filme, o așezăm pe la noi, pe la biserici. O luăm pe Iosif, vrem să vedem înălțimea. Numai așa poate fi Sfântul. Un metru nu știu cât. Ascultați, îi spune versetul 20. Pastorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră. De unde venea asta? Din cer și văzuseră și care erau un tocmai cum li se spusese. Când pământul nu are loc pentru Isus. Așa de trist de sărbători. Când nu scad scandalurile din familie. Știți de ce? Nu e loc în casa unora pentru Isus. Așa de trist de sărbători că sunt bine frumos când ne întâlnim și când suntem în camerele noastre, când ne-am asigurat că telefonul e retras din apel, oare cum vorbim? O seară în care aș vrea să te cercetezi. În primul rând mă cercetez eu. M-am întrebat în această ziară dacă în Cluj n-apuc ar fi sunat sirenele ca în Ucraina. Oare cum aș fi rugat azi dimineață? Pare cum aș fi rugat la biserică. Dacă n-aș avea siguranță că familia mea și familia mea este e în securitate totală, din perspectivă fizică vorbesc. Oare ce rugăciune am zice? Știți că în vremea pandemiei am tras rugăciuni de la ca niciodată unii dintre noi? Știți de ce? Am simțit pericolul când pământul nu are loc pentru Isus, să știți că cerul produce împlinirea. Slăviți să fie Domnul! Când pământul nu are loc pentru Isus, să știți că cerul, Dumnezeu din cer, proclamă închinarea. O să-i oferim oare? Când pământul nu are loc pentru Isus, cerul programează întâlnirea ta cu Isus. Să nu pleci de aici în seara asta, până când nu-i deschizi brațele marului Rege Isus Hristos. Nimeni copilaș te poate cuprinde. Și să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că atunci când nu vine nimeni, vii tu, amin.